Unitățile administrativ-teritoriale au bugetele stabilite de aproape 2 luni și, în baza acestora, au fost demarate diverse investiții. Acestea, mai ales în cazul comunelor, unde bugetele sunt mici, nu sunt extrem de spectaculoase, primarii așteptând încă aprobarea solicitărilor depuse pe Programul Național de Investiții Angel Saligny, lansat în septembrie 2021. Solicitările pe Angel Saligny s-au blocat, ca și în alte cazuri, în stufosul hățiș birocratic din România, iar deblocarea situației este așteptată și de către reprezentanții administrației publice locale din comuna Hunedoreană Băița. Avem în construcție un cămin în satul Barbura, la care este pus acoperișul. Este, anul acesta încercăm să finalizăm interioarele, o să rămână pentru alt an exteriorul, fiindcă atât ne ajunge pătura, cum se zice la români, nu ne putem întinde mai mult decât ne ajunge plapuma. Și în continuare pietruiri de drumuri, mai așteptăm programul Angel Saligny să intrăm la finanțare pentru 2 drumuri comunale și multe alte lucrări de reparații la cămine. Primarul Damian Diniș se teme să nu existe probleme birocratice și în ceea ce privește implementarea masterplanului de apă și canalizare la nivel județean, în care este inclusă și comuna Băița. Aici sunt ceva discuții, ceva probleme la nivelul județului. Am înțeles că lucrurile se perfectează încet, încet. Se semnează finanțarea și se dă drumul. Bănuiesc, dacă nu o să fie probleme cu licitațiile, în acest an o să se înceapă și lucrările. Bineînțeles că proiectul este amplu în multe comune din județ și atunci sigur că o să se miște lucrurile, bănuiesc, mai greu, dar dacă o să fie bine implementat, sper să meargă bine totuși și lucrările și licitațiile. Problema, v-am spus, după cum o văd eu, poate fi una singură la licitații. Pe de altă parte, însă, proiectele de pe alte programe de dezvoltare care au intrat în vigoare se implementează în comună. Avem prin AFIR căminul din Băița, la care se lucrează în prezent, cu finalizare în această vară. A fost o modernizare binevenită, fiindcă căminul a fost destul de vechi. Este adus acum la niște standarde foarte bune. Comuna Băița, care are în componență 11 sate întinse pe o suprafață de peste 110 km pătrați, este una dintre localitățile rurale mari din județul Hunedoara, având o populație de aproape 4.000 de locuitori.